Da. Și mă bucur că m-ai adus aici la țară, la bunica ta. Hai mă, nu te mai plânge, că e frumos, uite, liniște, aer curat, păsăreli, unde mi-ai văzut așa ceva? Nu ești satură de gălăgia de la oraș? A, ce naibă. Super, wow! Prietenii mei sunt în Maldive, sunt în Zanzibar, eu sunt aici în vizită la bunica. Ei, trebuie să o cunoști pe bunica, comportă-te frumos, da? Dar de ce m-aș comporta frumos? Fii atentă. Dacă te comporți frumos, mergem o săptămână în Maldive. Bine, deal, fii atent, crezi că nu pot să mă comport eu frumos? E sfatul bunica! Deci, recapitulare. Fără fiță, fără, da? Da, mă, fata lui bunica sunt. Da? Crezi că nu știu să fiu drăguț pentru Maldive, Zanzibar. Mamaie, mamaie, bunica! Nepoate, tu ești? Vin încoace, ești așa, hai! Hai la baba! Să rămâna, să rămâna. Bunica, ia Ianisia, vreau să o cunoști pe Ianisia. Bună ziua, încântată. Ia mai nepoate să văd și să atent ce mi-ai adus tu aici! Uai, nepoate, bă! Dar și fetiță e asta, că dita mai muiere, am femeie, adică... Parcă a făcut majora cu măta, ai? Bună ziua, doamnă! Dar și ați venit să-mi prezentați oferta de cablu? Tu să nu te superi pe bunica cu bunica, e glumeață, așa glumești, babă. Ok. Mama, te rog, eu fii politicoasă că se supără fata, da? E ok. Lasă mai copilul, nu se supără fata așa din femeia asta, din așa ceva. Cu avut timp să se călească în viața asta și viața ei nu a fost foarte scurtă. Până acum e destul de lungă. Vreau să vă spun că frumoase sunteți, tinere nu prea, și pielea vă că o aveți la vedere. Vreau să vă întreb unde sunt haine. Adică, dacă am bagajul cu mine sau cum? Nu, domnișoare, nu. Mă refer că aveți prea puțină ținută pentru atâta corp. Ce s-a întâmplat? Vi s-au furat hainele? Na, așa îmi îmbrac eu, dar na, e vreo problemă sau ceva? Nu, nu, nu. Dar de când ai venit, vreau să vă zic că sunteți foarte gălăgioasă. Abia am zis două cuvinte. Păi nu vezi cât țăpă carnea pe tine? Auzi, lasă asta! Foarte drăguț să sunteți, dar vreau să vă întreb și cu mijuțele alea pe chept. Nu putea să le ascundeți? Mai bunic ești acum, știi cum e, ce-i frumos, Dumnezeu îi place, adică na, ce vrei să le ascundă? Uite, de exemplu, eu sunt femeie decentă. Eu le ascund, le pun aici pe șoare și nu le vede nici dracu, înțelegi? Știți ce aș vrea dacă se poate? Să mă duc puțin până la baie? La ce? La baie. Adică să te scază, zi? Nu, baie, să-mi fac nevoia. Mai băiete, mai dar tu nu iageți la fata așa că noi n-avem scăldătoare din aia, baia-i pentru că îți spieri. Adică ca să te duci la veșeu, duci în fundul curții. În fundul curții? Dar ce, e așa departe? Nu-i 15 minute pe jos. Da, nu mai am nevoie deloc, că îmi trece. Deci tu nu te mai duci la căcătoare, bun. Deci în seara asta vreau să vă întreb voi și faceți. Domnișoara, unde dormi? Păi eu unde dormim? În camera de oaspeți dormim, nu? Poftă, amândoi dormiți pe patul meu, pe muzica mea și în cerdacul meu. Puuu! La mine în casă nu dormi nimeni! Nimeni nu îmi spune că mie e casa! Nu faci păcate! La mine în casă să dormi doar dacă ești căsătorit, ai o scuză bună sau dacă ești fuego. Ați înțeles? Ai bunică și tu ești acum, locuim împreună de atâta timp. Tu, bă, copilul nu a interesează, înțelegi? Dumnezeu și Maicuța Domnului îmi dau păcate. Nu mai dau ploaie, nu-ți mai faci porumbul și vreau să mănânc mamaligă, înțelegi? Bunică, dar suntem oameni, mă, nu suntem copii. Nu mă interesează pentru că pe mine mă bat Dumnezeu și fac păcate Dumnezeu, mă-te de coptel în poță. Puuu, iau cum mă enervează coptelul ăsta și îmi fac păcate, Doamne. Lasă la o parte, domnișor. Dumneavoastră, ce vârstă aveți? 28. Cum? 28. Hai?
28! Ha, ce te țăpla mine? 28, cam multicel, multicel. Dar de ce nu ești maritată până la vârsta asta? S-a întâmplat ceva, ai? N-are cum tu să fii așa bătrână și să nu te anești dracu. Eu la vârsta ta, ha, avem 4 copii, 2 viței. Oricum, lasă-mi la o parte tot și mi-a zis, mie, domnișoară, îmi place foarte mult de dumneavoastră. Așa, durdul, izrahan. Ești cum ar veni la noi dacă ai fi la hoară, ai fi în centru. Nu prea înțeleg ce vreți să ziceți. Adică toată hoara s-ar învârti în jurul tău. Dar nici deșteaptă nu ești, ai? E zi-mi tu mie, fata mami, și meserie ai tu? Sunt actriță de drame. Adică faci lumea să plângă, nu? Se poate spune și așa, da. Adică ești boșitoare. Mai bunică, nu știu ce știu apucat, dar... Amuzantă ești, azi ai chef de glume. Glumește, baba, glumește, glumește. Sunt actriță, nu bocitoare. Data viitoare, uite, îți promit că dacă o să fie o mormântare, ți-au puțin la bocitoare. Vai, vai, n-ai puțin apă, că s-a făcut. Da, apă, apă, s-a duc apă, s-a duc apă, gata, gata, ești niște, ești. Ia și te calmează, ești calmează, gata, gata. Ești că-i bun și ăla, am țin eu proteza în el, dar oricum nu mai folosesc apa aia. Mai du-te, dracu, du-te cu bunica ta! Of, bunica, stai, iară, mă, iară, am vorbit, of, doamne, stai! A patra sperietă de mine pe anul ăsta. Ce să-i fac, ce să-i fac? Dacă și el nu mai muier de la oraș și nu pasă și el, și el o fată cu minte și cinstit din sat pe care și-o cunosc și eu. Ce să-i fac? O, te fă, sperietă.